În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lectură din Cartea Sfântului Nectarie de Egina. Cunoaște-te pe tine însuți sau despre virtute, și anume despre ură. Ura, nume respingător, cuvânt cumplit, patimă satanică. Ură, în numele tău vădește dușmănie și aversiune față de Dumnezeu și față de om. Prezența ta amenință cu nimicirea oriunde te arăta. De nimeni nu-ți pasă, de nimeni nu te înduri, nimănui nu arăți milă, ești neînduplecată și neîndurătoare față de toți, căutându-le pierzania. Ești o patimă cumplită, pentru că rozi inimile pe care le subjugi și le provoci dureri insuportabile. Muști din măruntaiele celor pe care ți-ai aservit, sfârșindu-le sufletele. Omul pe care l-ai luat în stăpânire este cel mai nefericit dintre toți, fiindcă tu i-ai umplut inima de amărăciune și jale. Ura îi umple gura de blesteme, îi mișcă limba spre hulă, îi înărmează brațul spre a ucide, iar picioarele îi le face grabnice spre răzbunare. Ține minte acestuia întunecată și o umple de cugetele sale rele. Despre caracterul celui care urăște. Cel care urăște este sumbru, posomorât, melancolic, are o față mohorâtă și tristețea care îl învăluie îl face respingător. Cel care urăște nu iubește pe nimeni, niciodată nu se bucură, nici nu se lasă mișcat de nimic. Fuge de acolo unde bucuria își arată zâmbetul și se îndepărtează de locul în care se sălășluiește ea. Cel care urăște este viclean, hain, perfid, răuvoitor, cu ochii rău, ucigaș de oameni. Acesta poartă în sine chipul răutății, zugrăvit cu cele mai vii culori. Cel care urăște și-a întors fața de la Dumnezeu și i-a urmat diavolului, alături de care pășește în viață, este un om laș. Oare cum se va putea arăta în fața Domnului în ziua cea de pe urmă? Despre neținerea de minte a răului și despre cel care nu ține minte răul. Neținerea de minte a răului este o virtute creștină de o însemnătate deosebită, pentru că izvorăște din iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Neținerea de minte a răului înseamnă uitarea nedreptăților suferite și iertarea păcatelor celorlalți din dragoste față de Dumnezeu. Cel care nu ține minte răul este un om bun, îi iubește pe toți și este iubit de toți. Este luminos la chip, având un caracter blând, plăcut, iubitor de frați, milostiv și pașnic. Celui care nu ține minte răul îi este teamă de Dumnezeu păzindu-i legea. Își amintește neîncetat următoarele: iertați și veți fi iertați, și iartă-i fratelui tău greșelile lui. Niciodată nu ține mânie și îl miluiește pe cel care l-a nedreptățit. Îndelung rabdă pe cei ce l-au nedreptățit și nu pune răul la socoteală, ci dimpotrivă, în locul lui, răsplătește cu faceri de bine. Mintea lui nu este în stare să-și amintească răul, iar inima sa leapă de povara ținerii de minte a răului. Nu păstrează răul în inimă și se bucură să facă bine doar de dragul sidirii fratelui. Nimănui nu-i răsplătește răul cu rău și poartă de grijă de cele bune pentru toți oamenii, fiind cu toți împăciuitor. Dacă dușmanul lui suferă de foame, îi dă pâine. Și dacă este bolnav, îi slujește spre a se vindeca. Nu se lasă biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. Căile îi sunt drepte și cuvintele adevărate. Dumnezeu îl iubește pe cel ce nu ține minte răul, îl
îi primește jertfa și îi ascultă rugăciunea, îi iartă greșelile și îl curăță de fără de legile sale. Cel care nu ține minte răul va auzi dulcele glas al Domnului. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă. Intră într-o bucuria Domnului tău. Matei 25:21. Despre ținerea de minte a răului. Ținerea de minte a răului înseamnă a nu uita răul și a te gândi la răzbunare. Ținerea de minte a răului este un viciu și o patimă foarte rea, pentru că pervertește sufletul, întunecă și tulbură mintea și inima. Ținerea de minte a răului nu cunoaște iertarea, fiind nemilostivă și lipsită de iubire, caută să se răzbune. Ținerea de minte a răului este o lipsă cruntă de omenie, care se naște într-un suflet viclean. Chipul celui care ține minte răul. Cel care ține minte răul este necinstit și incorrect, pentru că îl urăște pe fratele său, pe care, în acord cu porunca dumnezeiască, este dator să-l iubească. Este mândru, fiindcă se împotrivește legii lui Dumnezeu. Este necugetat, pentru că, deși păcătuiește în fiecare zi față de Dumnezeu și de aproapele, nu poate arăta îngăduință față de păcatele celorlalți. Cel care ține minte răul nu își aduce aminte de cuvintele Domnului: iertați și vi se va ierta, și de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Matei 6, versetele de la 14 la 15. Unul ca acesta ține în suflet mânia și cere de la Domnul iertare. Față de semenul său nu are milă, dar se roagă pentru iertarea păcatelor proprii. Din dușmănie se plânge împotriva fratelui său și așteaptă de la Dumnezeu iertare. Unuia ca acesta nu îi se va da iertare. Amintește-ți să ierți aproape lui greșeala și atunci, rugându-te, păcatele îți vor fi iertate. Își deschide gura împotriva aproapelui spunând: în felul în care s-a purtat cu mine, în același fel mă voi purta și eu pentru cele cu care m-a nedreptățit. Îmi voi nimici dușmanul. Își ascunde mânia și vădește viclenie. Are un cuget inuman și sălbatic. Nu păstrează nici de cum trăsăturile bunătății Părintelui Ceresc, căruia îi se adresează numindu-l Tată, ținând minte răul asemenea cămilei. Dumnezeu îl urăște și se scârbește de cel care ține minte răul, pentru că a stricat chipul care i-a fost dăruit. Nu îi primește darul pe care îl aduce la altar. Ofranda lui este urâtă în fața lui Dumnezeu. Rugăciunea sa este asemenea seminței căzute pe piatră, deoarece a uitat cuvintele Domnului: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. Romani, capitolul 12, versetele 19 și 21. Căile celui care ține minte răul duc la moarte. Caracteristicile celui care ține minte răul sunt înverșunarea, faptul de a se bucura de răul celuilalt, mânia, furia, neînduplecarea și ura. Cel care ține minte răul va atrage asupra sa mânia Domnului și va fi certat pentru ținerea de minte a răului. În ziua judecății, judecătorul cel nepărtinitor îi va spune ceea ce i-a spus și slugii viclene: slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine? Și va fi trimis în focul cel mai din afară.
Matei 18, versetele 32 și 33.